Pasajul pe care aș vrea să-l avem în atenție în seara aceasta este un pasaj pe care sunt convins că îl cunoaștem foarte bine și care este adânc întipărit în mintea și inima noastră. Cred că, mai ales cei care suntem născuți în biserica aceasta, încă de când eram copil, când venea vorba despre Daniel și întâmplările prin care a trecut el, rămâneau adânc întipărite în mintea noastră. Daniel în groapa cu lei este o experiență pe care n-ai cum să o uzi, să o uiți, indiferent ce vârstă ai când ai ascultat-o prima dată. Pe lângă multe altele lucruri pe care le putem găsi în cartea lui Daniel, găsim și acest moment în care Daniel este chemat încă o dată să explice un mesaj care este destul de greu de înțeles. E adevărat, a avut destul de multe lucruri de lămurit cu Nebucadnețar, au fost lucruri pe care a trebuit să le explice și Nebucadnețar l-a înțeles, dar știm bine că au fost lucruri pe care a trebuit să le explice și lui Belșațar. Și la situația aceasta aș vrea să privim în seara aceasta câteva gânduri din întâmplarea cu Belșațar și apoi să găsim așa câteva aplicații care să se potrivească pentru noi la nivel personal. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Daniel capitolul 5 și aș vrea să citim de la versetul 22 până la versetul 30. Deși pasajul este puțin mai lung, n-aș vrea să trecem prin tot, vreau doar să surprindem momentul acesta și apoi să găsim câteva gânduri potrivite. Deci Daniel capitolul 5, începând cu versetul 22, spune așa: Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor, vasele din casele lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud, nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea, el a trimis acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte, numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt, cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor, împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și a îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Foarte interesant momentul acesta. Și cred că ori de câte ori recitim pasajul cu atenție, sunt lucruri care pur și simplu ne mișcă, sunt lucruri care ne pun pe gânduri, sunt lucruri care merită puțin atenția noastră, care nasc niște întrebări și mai ales întrebarea aceasta și ce-mi spune mie întâmplarea respectivă. Lucruri pe care aș vrea să le avem în atenție în seara aceasta sunt cuvintele scrise de acea mână pe perete: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Ce înseamnă lucrul acesta? Daniel explică și cred eu că Belșațar a înțeles lucrul acesta: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Acum, din ceea ce explică Daniel, sunt câteva lucruri pe care este evident n-avem cum să le contrazicem și sunt explicate destul de clar de el și spune
numărat, înseamnă că Dumnezeu, spune textul, ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Aha, deci a numărat zilele. Și foarte interesant este că în ceruri se face o numărătoare a celor zile și în ceruri se ia o decizie cu privire la când se încheie acele zile. Acum, ceea ce iarăși este interesant este spune că ai fost cântărit și găsit prea ușor și apoi că împărțit înseamnă că împărăția pe care tu o stăpâneai, împărăția aceea pe care tu o conduceai și o considerai ca fiind a ta, este împărțită și dată altuia și este dată mezilor și perșilor. Acum, primul gând pe care îl găsim și cred că merită să ni-l reamintim este că Dumnezeu are o judecată. Și anume despre Belșațar, un păgân, un om care nu era din poporul lui Dumnezeu, textul spune foarte clar că Dumnezeu l-a judecat. Dumnezeu i-a numărat, l-a numărat, l-a cântărit, a împărțit și a venit un verdict. Și din păcate pentru el verdictul n-a fost deloc unul fericit. Din păcate, situația lui Belșațar este o dramă, o dramă care, mă rog, ne pune pe gânduri, ne întristează, dar care are o lecție pe care aș vrea să o privim și să încercăm să ne o însușim. Spuneam că Daniel explică două lucruri și lasă un alt lucru puțin cam neexplicat. Și spune așa, și lucrul la care mă refer este la cântărit. Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Să înțeleg că dacă eu am kilograme mai multe, o să fie bine? Ce înseamnă că l-a cântărit? A pus pe un cântar și dacă exact ca la aeroport nu te încadrezi în niște parametri, ori plătești, ori renunți. Ce înseamnă cântărit? Mai mult decât atât, lucru pe care pe mine m-a pus pe gânduri și tocmai din aceasta am venit cu mesajul acesta, este acest, ai fost găsit prea ușor. Și vine întrebarea, ce dă greutate unui om înaintea lui Dumnezeu? Ce îl face să fie ușor înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să spună, îmi pare rău, ești prea ușor. Nu te încadrezi în niște limite pe care eu le-am stabilit și sentința este atribuită ție pentru că ești prea ușor. Acum, cred că merită puțin să privim la experiența lui Belșațar și din mesajul pe care îl dă Daniel lui Belșațar, înțelegem câteva lucruri care l-au făcut pe Belșațar să fie ușor. Și aș vrea să urmărim din mesajul pe care Daniel îl dă și aș vrea să privim puțin și mai înainte din mesajul pe care nu l-am citit, și anume îi spune, uite, tatăl tău, dar de fapt era bunicul său, Nebucadnețar, a trecut prin niște experiențe. A avut o experiență dură timp de 7 ani, a fost prin pădure, s-a hrănit ca animalele, a recunoscut după aceea că Dumnezeu este cel care pune pe împărați, dă jos pe împărați, că El merită slava. Și tu, îi spune lui Belșațar, n-ai ținut cont de lucrul acesta. Și acum vine un gând, oare când ești prea ușor, prea ușor, nu cumva este și pentru că nu înveți din experiențele celor de lângă tine? Nu iei seamă la lucrurile pe care le-ai văzut? Nu te pune pe gânduri lucruri care au fost lângă tine, care au avut niște turnuri impresionante, chiar nu te interesează?
Și adevărul este că, știți bine, există expresie, era în România, când era vorba de școală, de cineva care trece prin școală, ca gâsca prin apă. Și era folosită destul. Și anume că, indiferent că făcea 10 clase, că făcea 12, acum că face și facultate, domnule, rezistă și nu învață nimic. Nu se lipește nimeni, nimic de el, are alte preocupări, preocupa cu distracțiile, preocupa cu fel și fel de lucruri, dar nu se lipește. Și când cineva vezi că are o diplomă și când el este să-l întreb de ceva și nu știe nimic, ți se pare că este un om cu greutate sau este un om ușor? Un om care nu știe nimic, are mascat pe afară o diplomă, dar pe dinăuntru este gol. Și acolo unde este gol, un geamantan gol, orice care este gol, este și ușor. Și din păcate, unul dintre lucrurile care l-au făcut pe Belșațar să fie ușor este că n-a deschis ochii în jurul lui să vadă și să ia niște lecții. Cu siguranță a auzit de la Nebucadnețar, măi nepoate, măi copile, teme-te de Dumnezeu, nu îi lua vasele acelea să le duci la distracțiile tale, respectă ceea ce este sacru, ceea ce este sfânt. Și din păcate, Belșațar n-a respectat lucrul acesta, ci din contră și-a permis să desacralizeze. Și a permis să considere că ceea ce alții zic că este sfânt, nu este sfânt. Și dacă ai chef să bei din ele, dacă ai chef să le folosești la un banchet sau la o destrăbălare, le folosești pentru că tu ești împărat. Și cu toate acestea, cerul, spune lui Belșațar, este prea ușor. Atunci când pentru tine nimic nu mai este sfânt, când totul este de colo până colo, nu mai există respect față de Dumnezeu, față de principiile sale, față de cuvintele sale, tare mă tem că este atitudinea unui om ușor, care le ia ușor, care pentru el nu înseamnă mai nimic, pentru că el are alte preocupări. Și ceea ce mie mi se pare foarte interesant și aș vrea să ne gândim serios la lucrul acesta. Există riscul ca și pentru mine, pentru noi, să fie lucruri în viața noastră de care suntem atrași, lucruri pe care le practicăm și să ne facă să fim oameni ușori? Mai este un alt lucru pe care Daniel îl spune lui Belșațar, și anume, nu te-ai smerit. Nu te-ai smerit. Deși aveai tot ce trebuie să înțelegi că nu e bine să mergi pe drumul pe care ai mers, să te oprești și să faci câțiva pași înapoi. Și acum mă gândesc, oare zmerenia, oare atitudinea aceea, Doamne, sunt mic, Doamne, am greșit, dă greutate unui om? Sau dă greutate unui om ori de câte ori găsește explicații, găsește scuze, inventează fel și fel de motive să se justifice. Daniel îi spune, dacă te-ai fi smerit, mai puneai ceva la greutate. Nu erai chiar așa de ușor. Mai mult decât atât, există un alt gând pe care îl găsim în relatarea aceasta, și anume, Daniel îi reproșează, și iarăși mi se pare interesant, n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Nu l-ai respectat pe Dumnezeu. Nu l-ai slăvit. Ai considerat că Dumnezeu poate fi adus în orice discuție, că Dumnezeu este ceva de genul nivelului tău și iarăși expresia românească pe care o știți bine, Dumnezeu te poți trage de șireturi, Dumnezeu poți să vorbești la pertu, chiar să-L cerți, chiar să-L ceri socoteală. Daniel îi spune lui Belșața, dacă l-ai fi slăvit, dacă
l-ai fi apreciat, dacă ai fi avut o atitudine de reverență față de El, ai fi fost mai greu când ai fost pus în cumpănă, dar n-ai făcut lucrul acesta. Acum, există un verset pe care sunt convins că îl cunoaștem foarte bine. Apostolul Pavel îl spune în Galateni, capitolul 5. Și mă gândeam la aceste lucruri care îl fac pe om să fie ușor în cumpăna lui Dumnezeu. Și în Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 19 și 21, spune așa: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, spunea Pavel. Și dacă vreți, parafrazez eu, acești oameni care fac aceste lucruri sunt considerați ușori înaintea lui Dumnezeu. E adevărat, aici sunt niște lucruri oribile. Și iarăși avem expresia aceasta când vine de vorba de moralitate. Femei sau bărbați, dar mai ales la femei, se spune femei ușoare. Femei cu moralitate scăzută, care n-au valori, ceva ușor. Și adevărul este că, din păcate, în principal, când vorbim despre persoană care este ușoară înaintea lui Dumnezeu, sunt persoanele acelea care merg mai ales pe instincte. Îmi place aia, am poftă de aia, vreau să beau aia, vreau să mănânc aia, vreau să mă distrez în felul acesta, le fac pentru că asta îmi place. Asta făcea Belșațar. Când mâna a fost scrisă, nu era cu o carte în mână și citea. Când mâna a scris acest numărat, cântărit și împărțit, Belșațar se distra, lăsa ca poftele lui să îi conducă viața. Mai pune un pahar, mai adu-mi o cană din aurul acela care este la Ierusalim, mai vreau să mai văd ceva, mai vreau să ascult o muzică. Și adevărul este că tot ceea ce înseamnă imoralitate, păcat, sunt lucruri care ușurează pe om de caracter, de valori, și în cumpăna cerului este mult prea ușor. Dar ceea ce mi se pare foarte interesant este că pe lângă aceste lucruri grave care ușurează pe un om în cumpăna cerului, aceste păcate care sunt de condamnat și oribile și care din nefericire le vedem la tot pasul în lumea noastră în care trăim, dar există și alte lucruri aparent nevinovate care pot ușura pe un om. Și există, știți foarte bine expresia, oameni care se ocupă cu flecării, oameni care se ocupă cu mărunțișuri, oameni care se ocupă cu nimicuri. Și adevărat, nu sunt curvii, nu sunt crime, nu sunt fel și fel de lucruri oribile, dar sunt așa, nimicuri, discutate. Îmi place să mai aud o poveste de genul acesta, discuții de genul superficial, așa, și la nivelul ăsta. La un moment dat știți bine că Apostolul Pavel vorbește și destul de întristat, și anume: oameni buni, frații mei, e bine că vă hrăniți cu laptele credinței, dar trebuie să fie și hrană mai tare, trebuie să fie ceva și mai consistent, să fie ceva și mai profund, trebuie să folosești mintea să analizeze și lucruri mai adânci, nu doar flecării, nu doar mărunțișuri. Și din păcate,
Am întâlnit nu de puține ori ocazie de oameni care vin la biserică și întreb cum a fost la biserică. Ah, frumos, frumos, foarte bine, mi-a plăcut extraordinar. Și ce a fost acolo? Păi la amvon nu știu cine a fost, dar știu că cineva a fost îmbrăcat în roșu, altul a fost îmbrăcat în albastru, a ieșit nu știu cine de 3 ori, a venit la și un sfert nu știu cine. Bine, bine, dar cel din față care a zis, ce a zis? Nici nu știu nimic. Pentru că am fost acolo, am fost prezent. Dar ochii mei au fost ba pe tavan că mai trebuie zugrăvit, ba la nu știu cine, mărunțișuri, nimicuri, care vin, care ocupă mintea, care la un moment dat, cum să spun, sunt atât de multe încât ajungi să fii și obosit, dar care ușurează, ușurează. Aici, iarăși, este un lucru pe care Apostolul Pavel spune și anume îmbuibările. Atunci când, mă rog, poate fi, pot fi lucruri sănătoase, pot fi lucruri foarte bune, dar care, în care nu există un discernământ, nu există o frână, nu există o, ceva, domnule, atât și nimic mai mult, ci le lasă vină. Aceste lucruri ușurează. Dar bine, bine, vine întrebarea. Ce dă greutate unui copil al lui Dumnezeu care atunci când este pus în cumpăna cerului să spună da, omul ăsta are greutate. Pasajul este lângă a ceea ce am citit și anume în continuare spune roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Sunt lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu poate să le aducă în viața noastră și să dea greutate. Poate să facă să în cumpăna cerului să fie cu greutate. Aici mai mă întorc puțin la ceea ce înseamnă să fii ușor. Există, mai ales în vremurile noastre, oameni care, exact pe textul care spune, sunt bătuți de vânt încoace și încolo de orice fel de învățături. Au citit pe Facebook nu știu ce lucruri, pur și simplu iau de da și amin și închid pe nemestecate. Au mai citit peste 2 zile exact opusul, o ia și pe aia. Și întotdeauna se mută de la o situație la alta. Și mă întreb, oare omul ăla are greutate? Omul ăla are ceva solid în el? Sau este împins de un mal sau altul? Pentru că, din păcate, Satana se joacă cu astfel de oameni care sunt bătuți încoace și încolo de orice vânt de învățătură, de orice opinie, de orice idee care a venit și pe care o iau de da și amin. Ori, lucrurile care dă greutate vin de la Duhul lui Dumnezeu. Nu sunt în noi. Există religii și mai ales cele din Asia care vorbesc în tine sunt lucrurile bune. În tine este Dumnezeu. Trebuie doar să te scotocești, să cauți în tine și le vei găsi. Frații mei, haideți să fim realiști. Oricât am căuta, lucrurile ce dau greutate nu sunt în noi. Vin de afară. Vin de la Duhul lui Dumnezeu, care odată așezate conturează un caracter cu greutate. Și aici, în lista aceasta, pe care sunt convins că o cunoaștem foarte bine, în capul ei este dragostea. E adevărat că astăzi dragostea sa, termenul acesta nu mai are sens și este folosit în situații foarte ușuratice, sunt persoane care azi iubește pe cineva, mâine pe altcineva, apoi se ceartă cu acel cineva, iar îl iubește, iar se ceartă și tot felul de lucruri subțiri și de oameni ușori. Ori dragostea adevărată, dragostea aceea profundă, dă greutate.
dă stabilitate. Este mai tare decât moartea, spune Sfânta Scriptură. Și mai mult decât atât, dragostea adevărată poate să mute munții, pentru că este o forță, este ceva solid și lucrul acesta noi îl știm foarte bine. Dumnezeu ne-a iubit cu o dragoste de neimaginat față de noi. Și atunci când noi răspundem cu aceeași dragoste și când împlinim ceea ce spune legea, să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru și pe aproapele nostru, dăm greutate, dăm stabilitate și orice vânt ar veni să ne mutem într-o parte sau alta, n-are nicio șansă. Mai sunt amintite aici câteva lucruri care dau greutate caracterului unui copil al lui Dumnezeu. Și i-am amintit aici, bucuria? Cum adică? Să te bucuri astăzi într-o lume atât de ciudată și parcă unii oameni sunt atât de naivi să se bucure că a înflorit un trandafir, să se bucure că se întâlnesc cu cineva drag, să se bucure că nu știu ce alt, adică lucruri mărunte, dar totuși sănătoase și curate înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că un om care este tot timpul bosunflat, tot timpul supărat, care trântește orice este în cale, nu este un om cu greutate, ci este un om ușor și lasă ca emoțiile, supărările să-i domine viața. Și ați văzut că, din păcate, sunt și creștini care, dacă te-ai dus la el și l-ai văzut, trebuie să te ferești. Trebuie să te ferești, că cine știe cu ce aruncă după tine? Cine știe ce-ți mai zice? Și când s-a liniștit, te duci la el, eventual îi duci ceva să mănânce, să bea, și ce bine e! Nu. Ăsta este un om ușor. Ăsta e un om care, deși provocări avem toți, nu reușește să stăpânească niște lucruri care le poate stăpâni. Amintiți-vă că Dumnezeu a spus lui Cain, păcatul pândește, dar tu dacă vrei să fii un om cu greutate, stăpânește-l, stăpânește-l și eu pot să te ajut să-l stăpânești. Un om cu greutate este cel care are pace, care are îndelungă răbdare, care știe să aștepte, pentru că lucrurile bune și frumoase nu sunt peste noapte, nu sunt în secunda doi, ci de foarte multe ori trebuie să aștepți ca lucrurile sănătoase și bune să se întâmple și să se dezvolte. Mai mult decât atât, facerea de bine este o dovadă clară a unui om cu greutate, a unui om care știe ce înseamnă valorile cerului, știe ce așteaptă Dumnezeu de la el, știe ce a făcut Dumnezeu pentru el și realizează lucrul acesta. Blândețea, iarăși, este o dovadă a unui caracter puternic și cu greutate. Un om care este blând, care își manifestă blândețea în orice moment al vieții, este un om care în cumpăna lui Dumnezeu va da bine. Și ultimul lucru pe care este amintit aici, și anume înfrânarea poftelor, adică nu lăsa poftele, nu lăsa emoțiile să te transforme într-o persoană ușoară, care să te ducă dintr-un șanț în altul, dintr-un mal în altul sau dintr-un val în altul. Ori toate astea sunt pentru că Duhul lui Dumnezeu este acolo. Și cred din tot sufletul că înainte ca în dreptul fiecăruia dintre noi să se spună sentința finală, să ne rugăm în mod serios, Doamne, revarsă Duhul Tău cel Sfânt, ca să fiu o persoană cu greutate în cumpăna Ta. Să fiu persoana care nu sunt mutată de colo-colo și să rămân loial față de Tine. Amintiți-vă cât de ușor a fost Petru înainte de cincizecime. Când zicea lucruri frumoase, când Satana vorbea clar prin el, ori după ce Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, Petru era o persoană cu greutate. Nu s-a speriat că a fost amenințat. Nu s-a speriat că i s-a spus ce să facă și ce să nu facă. Mai mult decât atât, a fost în închisoare și dormea atât de liniștit ca și cum ar fi fost în pat la el. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu
era peste el. Și lucrul acesta îl făcea să fie cu greutate. În timp ce Belșațar, care, de adevărat, nu era în biserică, cum spunem noi, dar a avut ocazia și Daniel îi spune, prietene, a fost lângă tine, a preferat lucruri ușoare, lucruri care îți dau satisfacție, care îți umple stomacul, îți umple gusturile cu fel și fel de lucruri, îți umple ochii cu fel și fel de imagini, lucruri care satisfac imediat și ești mulțumit, dar sunt ușoare, i-a spus Daniel și a fost fatal pentru el. Un alt lucru care ține de caracter ușor este ce îi spune Daniel și ce face Belșațar. Belșațar îi spune, dacă tu poți să-mi explici, să știi că te umplu de, îți dau și poziția a treia. Și vă amintiți ce spune Daniel? Ține-le pentru tine. Nu mai e cazul. Și Daniel îi explică, și textul pe care l-am citit, ce face Belșațar? Spune versetul 29, a dat poruncă și a îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar a murit. Asta era ce trebuia să-l preocupe pe Belșațar? Să-i dea diplome lui Daniel? Să-l îmbrace în purpură? Păi când auzi clar că vei muri, ce faci? M-aș fi așteptat ca Belșațar să se plece la genunchii lui Daniel și spune, totuși nu mai am și eu o șansă, te rog frumos, fă ceva, vorbește cu Dumnezeu ca să fiu și eu salvat. Nu. Pentru că toată viața a cultivat ușurătatea și la final nu-i preocupat că va muri în câteva ore, ci haide să facem ceremonia. Haide să facem să dea bine pe afară. Sunt totuși detalii mult prea mici și prea mărunte față de problema care este în esență. Am întâlnit odată o situație când cineva era grav bolnav și trebuia să-l ducem la spital. Și am avut așa un stres destul de mare să-l așez, să nu-l doară, să-l duc cât mai comod. Și el spune, da, cravata îți stă bine? Păi zic, bă, frate, de cravată ți arde? Când mă tai, ești cum ești. Lucruri mărunte, e adevărat, nu rele, nu păcătoase, dar care inundă viața, mintea, activitățile și creează un caracter care după aceea creează un destin. De asta cred că a venit vremea, într-o lume a ușurătății, într-o lume în care totul este din ce în ce mai ușor, să ne ocupăm de lucrurile serioase, ce țin de formarea unui caracter trainic, puternic, care să ne apropie de Dumnezeu și să ne pregătească pentru cer. Mai este aici o expresie, două de fapt, care sunt amintite și Daniel le explică în dreptul lui Belșațar și anume a fost numărat. Zilele tale au fost numărate. Dacă este să aplicăm, eu aș mai adăuga ceva. Dumnezeu a numărat șansele pe care le-ai avut. Dumnezeu a numărat binecuvântările pe care le-ai avut. Dumnezeu numără, deși știți bine, noi vom fi mântuiți prin credința în harul lui Dumnezeu. Nu este meritul nostru, este darul său. Dar Dumnezeu numără faptele. Omul ăsta vine de 50 de ani la biserică, nu lipsește nicio biserică. Ia să numărăm în urma lui ce rămâne. Și dacă tot ce rămâne în urma lui este zero sau cu minus, numărat și prea puțin. Prea puțin. La câte binecuvântări. Ce aș mai fi putut face, i-a spus Dumnezeu lui Israel și Ierusalim, ce aș mai fi putut face? Mai zim, pentru că am făcut atâtea, am numărat câți proroci, câte ocazii și degeaba.
Eu cred din tot sufletul că e bine să privim și să vedem cum Dumnezeu ne-a binecuvântat. Să numărăm binecuvântările sale și să luăm aminte. Pentru că nu doar în situația că vom fi judecați și vom fi trași la răspundere, dar mi se pare corect ca la ceea ce ni s-a oferit să putem să oferim și noi. Și nu înseamnă că compensăm, ci de fapt apreciem pe Dumnezeu cel care ne-a dat și arătăm recunoștință și smerenie față de cel ce ne-a binecuvântat. Și mai este un lucru aici care merită puțin atenția noastră și anume spune împărțit. Numărat, cântărit, și am tot discutat ce înseamnă cântărit, și împărțit. Mă așteptam ca la împărțeala asta să zic, domnule, împărțim la 3, împărțim la 4, împărțim la 5. Ok, împărțim la 3, să zicem. Bă, să rămâne și mie o parte, o bucățică. După ce s-a împărțit în două împărăția lui Belșațar, cu ce s-a ales el? Cu 0. A fost împărțit. Ai fost împărțit. Bine, eu zic, nu mai am 100% din acțiuni. Am și eu 5%. Când vine vorba, vedeți, în limbajul Biblii sau limbajul lui Dumnezeu, împărțit, e cu 0. E cu nimic. Dar există iarăși, dacă vreți, tot folosind din matematică, și anume când Dumnezeu înmulțește. Și există de multe ori expresia aceasta și cu Avram și cu alți slujitori și cu copii credincioși al Dumnezeu, care Dumnezeu spune a înmulțit binecuvântările. Și eu cred un lucru, că e nevoie. Tocmai asta este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să înmulțească și binecuvântările, dar să înmulțească lucrurile din caracterul nostru care ne dă greutate. Eu cred că acest înmulțit înseamnă un progres de la zi la zi. E adevărat, se întâmplă să mai alunecăm, se întâmplă să greșim, dar eu cred că este foarte important și ține de un om cu greutate să țintească sus spre Iisus Hristos. El să fie exemplul, El să fie modelul și niciodată nimic să nu-i ia această țintă. Și atunci când va veni în dreptul Lui, este numărat, este foarte bine, cântărit, Domnul este un om cu greutate, și înmulțit cu harul meu, cu sângele meu, rezultă mântuire. Dacă vreți, putem simplifica, mântuirea înseamnă matematică. Nu complicată, nu cu ecuații din alea de nu știi să te uiți la ele, nu știi nici măcar să-l mai copiezi, ci ceva simplu. Numărat, cântărit și îmi doresc din tot sufletul ca în dreptul fiecăruia dintre noi să fie înmulțit cu harul lui Dumnezeu și să putem să fim mântuiți. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să strigăm pentru Duhul Său cel Sfânt. Să aducă în viețile noastre lucrurile acelea serioase, lucrurile acelea cu greutate și să ne dea putere să nu ne mai pierdem vremea cu nimicuri, să ne dea putere să nu ne mai ocupăm mintea cu mărunțișuri și cu nimicuri, ci mai ales în vremurile acestea în care noi știm că judecata a început, în care știm că istoria acestui pământ este la final, să putem să luăm în serios avertizările lui Dumnezeu. Dacă Belșațar ar fi luat în serios, finalul ar fi fost pentru el cu înmulțit. Dar n-a luat în serios. Și nu pentru că era un nenorocit sau un criminal, ci a considerat că viața e ușoară. Nu trebuie să te gândești la lucruri serioase, nu trebuie să spui întrebări serioase, ci distrează-te, râzi, mănâncă, chefuiește și asta e tot. Nu. Dumnezeu din ceruri, în dreptul fiecăruia, numără
cântărește. Să ne ajute pe Dumnezeu, pe fiecare dintre noi, ca avertizarea aceasta să o luăm în serios și atunci când soarta noastră se va decide să fie înmulțit și mântuit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.